Calea lemnului vibra imperceptibil. Doamne, își surpă genunchii maestrul. Doamne, te rog, ascultă-mă. Te ascult, meștere. Mulțumesc cu ție, Doamne, Tu care pe toate le știi. Cumva dorești, meștere, în orgoliu nemăsurii, să prindă făptura duh și viață de vremelnică femeie? Nu, Doamne, nu-și cer nimic din toate acestea. Ar fi peste poate de mult. Un singur lucru, te rog, atâta. Fă-o să cânte. Oh,
ne închipuim doar ce înseamnă cerul înstelat deasupra noastră. Credem însă frumos că acolo se vor fi întâlnit dragii noștri, Oana Antip, la doar 12 ani, și maestrul Vasile Spătărelu. Ne mângâie gândul că drumul nu le este singuratic. Au plecat să se întâlnească cu alți superbi ai veșniciei noastre. Ne-au lăsat durerea amintirii, plecând să cânte în corul nesfârșit al stelelor. Muzica a fost lăsată de Dumnezeu omului pentru ca acesta să nu uite niciodată raiul. Omul încearcă să se apropie de Creator cântând. Marele artist, el, vrea ca muzica să nu înceteze niciodată. Copiii au luat pe umerii lor sublima cruce a tuturor suferințelor, sacrificiilor, ce alcătuiesc lacrimile de fericire ale celor cărora Dumnezeu le-a dăruit harul de a putea cânta.